Bună seara și bun venit la Sinteza Săptămânii. Voi prezenta cele mai importante evenimente politice, sociale, economice și religioase ale acestei săptămâni. Președintele american Donald Trump a depășit numărul de voturi necesare pentru a fi declarat câștigătorul alegerilor primare republicane, o formalitate în campania sa de realegere, relatează AFP. Nominalizarea președinților în exercițiu de către partidul lor trece prin etapa alegerilor primare, iar Donald Trump, care va candida pentru un al doilea mandat la 3 noiembrie, nu a fost niciodată amenințat, chiar dacă trei foști aleși au intrat în cursă. După două abandonuri, nu a rămas decât un rival, fostul guvernator de Massachusetts, Bill Weld, care a obținut scoruri marginale. Din cauza absenței concurenței, unele state au renunțat chiar la organizarea primarelor republicane. Felicitări lui Donald Trump, care este candidatul desemnat al republicanilor pentru prezidențiale, a scris pe Twitter Rona McDaniel, președinta Comitetului Național Republican. Statul său, Florida, tocmai i-a dat delegații de care avea nevoie. Partidul nostru este unit, militanții noștri sunt plini de energie și suntem pregătiți pentru încă 4 ani, a scris ea pe Twitter. Fostul vicepreședinte american Joe Biden a câștigat detașat alegerile primare democrate organizate în 3 state, Florida, Illinois și Arizona, în fața rivalului său, socialist Bernie Sanders, relatează AFP. Joe Biden a câștigat alegerile primare democrate din statul Illinois, având în continuare un avans lejer față de rivalul său Bernie Sanders, ceea ce îi consolidează poziția de favorit la obținerea candidaturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Candidatul moderat a câștigat o majoritate de 155 de voturi în Illinois, acest stat industrial din nord-estul Statelor Unite, în care se află în special orașul Chicago, al treilea ca mărime din Statele Unite după New York și Los Angeles. După Florida și Illinois, Joe Biden a câștigat de asemenea în Arizona, într-o zi electorală perturbată de epidemia de coronavirus. De acum pare puțin probabil ca socialistul Bernie Sanders să poată inversa tendința în cursa pentru desemnarea adversarului lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, citează AFP. Președintele israelian Ruven Rivlin i-a încredințat lui Benny Gantz să formeze un nou guvern cu obiectivul de a scoate țara dintr-o îndelungată criză politică și de a face față noului coronavirus, relatează AFP. În urma alegerilor legislative de la 2 martie, partidul Likud, dreapta a lui Netanyahu, a obținut cel mai mare număr de mandate, 38 din cele 120 în Parlament, în timp ce partidul albastru-alb a lui Benny Gantz a obținut 33. Însă în urma consultărilor cu reprezentanții ai partidelor nou aleși în Parlament, 61 de deputați l-au recomandat pe Benny Gantz, iar 58 pe Netanyahu. Acesta este motivul pentru care vă încredințez oportunitatea de a forma un guvern, a declarat Rivlin, adresându-i se lui Benny Gantz, un fost șef de stat major în vârstă de 60 de ani. Voi face totul pentru a forma într-un minim de zile un guvern național, patriotic și cât mai larg posibil, a declarat Gantz, îndemnând la unitate și invitând diversi șefi de partide să îi se alăture. Acesta are termen de 28 de zile să-și prezinte guvernul, citează AFP. Președintele Barham Salem l-a desemnat pe fostul guvernator al orașului Sfânt Najaf să formeze un nou guvern în Irak, unde rachete au vizat din nou trupe străine în al treilea atac de acest tip în mai puțin de o săptămână, relatează AFP. După demisia guvernului în decembrie, Irakul, al doilea producător de petrol în cadrul OPEC, afectat în plin de prăbușirea cursului petrolului, este adâncit într-o criză politică din cauza tensiunilor dintre americani și iranieni. Un prim candidat, Mohamed Alawi, a fost desemnat să formeze guvernul, însă a renunțat din cauza celui mai dezbinat parlament din istoria recentă a Irakului. Adnan Zorfi, în vârstă de 54 de ani, are acum la dispoziție 30 de zile să formeze un nou cabinet și să-l treacă prin Parlament în vederea organizării unor alegeri anticipate și adoptării unui buget care se anunță deficitar.
Acest fost membru al partidului Dawa, opoziția șiită, este membru al Parlamentului, pe lista condusă de fostul premier Haider al-Abadi, care a fost dur criticat din cauza reprimării și violențelor care au afectat manifestațiile ce au început în noiembrie 2019. Evgeni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin și sancționat de Washington pentru rolul său în ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale din 2016 în Statele Unite, cere guvernului american plata 50 de miliarde de dolari drept compensații pentru daunele suferite, relatează AFP. Acesta este acuzat că ar fi în spatele agenției de cercetare pe internet, o fabrică de troli cu sediul la St. Petersburg, suspectată că ar fi la originea diverselor campanii destabilizatoare și de propagandă pe rețelele de socializare, între care și cea vizând alegerile americane din 2016. Evgeni și societatea sa Concord au fost inculpate în Statele Unite, dar justiția americană a decis săptămâna aceasta să abandoneze urmărirea. Departamentul Justiției american a justificat într-un comunicat că urmăririle penale împotriva Concord, societate rusească absentă din Statele Unite și care nu poate fi expusă unei pedepse semnificative în caz de condamnare, nu favorizează nici interesele justiției, nici securitatea națiunii. Însă omul de afaceri a declarat într-un comunicat că va cere guvernului american 50 de miliarde de dolari drept compensație. Războiul din Siria a intrat în al 10-lea an cu un regim care a reușit să se mențină la conducerea unei țări cu o populație epuizată și o economie laminată, cu 5 armate străine intervenind într-un fel sau altul, cu inițiative diplomatice în vederea punerii capăt războiului eșuate și ele. Cel puțin 384.000 de oameni au fost uciși în acest război declanșat la 15 martie 2011, de reprimarea sângeroasă a unor manifestații în favoarea democrației de către regimul președintelui Bashar al-Assad, relatează AFP. Cu prețul unor bombardamente devastatoare și mulțumită susținerii aliaților, regimul a înlănțuit victorii împotriva rebelilor și jihadiștilor. Militarul și iranieni ajută regimul, iar trupele americane luptă împotriva Stat Islamic. Israelul efectuează cu regularitate atacuri aeriene vizând poziții ale regimului, iar Turcia își desfășoară militari în nordul Siriei. Războiul a pus la pământ infrastructurile țării, distrugerile fiind estimate la aproximativ 400 de miliarde de dolari. Mai bine de jumătate dintre instalațiile medicale nu sunt funcționale. 2 școli din 5 nu pot fi folosite, iar prețul produselor de bază a crescut de 20 de ori, arată un nou raport al agenției ONU. Congresul Statelor Unite adoptă un nou plan de ajutor social destinat angajaților afectați de coronavirus. Revenim cu detalii după această scurtă pauză. Congresul Statelor Unite a adoptat un plan de ajutor social de aproximativ 100 de miliarde de dolari destinat angajaților direct afectați de impactul epidemiei de coronavirus, în timp ce responsabili americani și Casa Albă negociau un plan gigant de relansare economică, care ar putea ajunge până la alocarea a 1300 de miliarde de dolari, relatează AFP. Președintele Statelor Unite Donald Trump susține textul adoptat cu o majoritate covârșitoare de 90 de voturi pentru și 8 împotrivă, în cursul unui vot final în Senat cu majoritate republicană și ar urma să-l semneze rapid pentru a intra în vigoare.
rezultatul unor negocieri între democrații republicani și Casa Albă. Acest plan de aproximativ 100 de miliarde de dolari vizează să consolideze protecția socială a americanilor, care se confruntă cu pandemia de coronavirus ce a ucis deja peste 110 persoane în Statele Unite și unde au fost depistate peste 7300 de cazuri. Statele Unite nu au un sistem universal de acoperire pentru sănătate și milioane de americani nu sunt asigurați sau sunt parțial asigurați, în timp ce nu toți angajații beneficiază de concediu plătit, citează AFP. Premierul Ungariei Viktor Orban a anunțat săptămâna aceasta un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile și debitorii privați până la finele anului. În ideea de a limita consecințele economice ale răspândirii coronavirusului, transmite Reuters. Persoanele fizice și companiile vor fi scutite de la plata principalului și a dobânzilor până la finele anului pentru creditele pe care le-au luat până astăzi. Companiile de turism și restaurantele vor fi scutite de la plata contribuțiilor sociale. Orban a precizat că acestea sunt cele mai urgente măsuri, adăugând că noi măsuri destinate stimulării economiei vor fi adoptate în zilele următoare. Anunțul premierului vine după ce Banca Națională a Ungariei, condusă de Gheorghe Matolcsy, a făcut un apel către bănci să suspende în mod voluntar rambursarea împrumuturilor pentru companii și persoane fizice. Forintul ungar, care s-a depreciat cu 6% în raport cu moneda euro de la începutul acestui an, a atins un minim istoric de 355 de forinți pentru un euro, după decizia premierului. De asemenea, acțiunile grupului bancar OTP Bank au scăzut cu 7%, cel mai scăzut nivel de după luna iulie 2017. Prețurile petrolului au scăzut sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravării epidemiei de coronavirus, amplificând temerile că restricțiile impuse de guverne pentru a ține sub control răspândirea îmbolnăvirilor vor provoca o recesiune globală, transmite Reuters. Producătorii majori de petrol din Arabia Saudită și Rusia nu au reușit să cadă de acord asupra unui plan de reducere a livrărilor, în contextul în care declinul activităților economice distruge cererea și au început un război al prețurilor. Grupul Saudi Aramco intenționează să mărească producția la un nivel record pentru a ocupa o parte mare din piață. Prețul petrolului Brent a închis în scădere cu 11,2% la 30,05 dolari pe baril, iar pe parcursul tranzacțiilor a coborât la 29,52 de dolari pe baril, cel mai redus nivel atins după luna ianuarie 2016. Cotația petrolului WTI de referință pe piața americană a coborât cu 9,6% la 28,7 dolari pe baril, cel mai redus nivel din februarie 2016. Acțiunile și dolarul sunt în scădere la nivel mondial, iar în Europa declinul indicilor este de circa 8%, în pofida măsurii Rezervei Federale a Statelor Unite de a reduce de urgență dobânda cheie cu un punct procentual, pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Tăierea dobânzilor de către Fed a fost urmată de o nouă măsură de relaxare monetară din partea Băncii Japoniei, care va intensifica achizițiile de fonduri tranzacționate pe bursă și de alte active riscante. Banca Centrală din Noua Zeelandă a șocat și ea cu reducerea dobânzii cheie cu 0,75 puncte procentuale, în timp ce Banca Rezervelor a Australiei a suplimentat lichiditățile din sistemul financiar. Coreea de Sud a redus dobânzile în timp ce Rusia a creat un fond anticriză de 4 miliarde de dolari. Indicele acțiunilor din regiunea Asia-Pacific a scăzut cu 4% la cel mai redus nivel atins de la începutul anului 2017, în timp ce indicele japonez a coborât cu 2%. China a anunțat o scădere de 13,5% a producției industriale și a vânzărilor cu amănântul cu 20,5%, iar Banca Centrală a surprins cu o nouă rundă de suplimentare a lichidităților din sistemul financiar.
Puțin câte puțin, chinezii se aventurează din nou pe străzi, însă purtând măști și la distanță unii de alții, în timp ce Europa se izolează. China iese prudent din hibernarea virală, relatează AFP. În contextul în care noile contaminări se apropie zi de zi de zero, țara în care a apărut coronavirusul la sfârșitul lui 2019 începe să revină la viață. Circulația automobilelor crește puțin câte puțin zilnic în marile orașe din țară. Magazinele închise timp de aproape două luni se redeschid treptat. Însă întoarcerea la normal este încă departe. Aproape toți locuitorii orașelor continuă să poarte măști. Luarea temperaturii rămâne inevitabilă oriunde ar intra, iar restaurantele le interzic clienților să se așeze față în față. Cu peste 81.000 de contaminări și peste 3.200 de morți, China a plătit până în prezent cel mai dur preț al epidemiei. Însă bilanțul este de acum mai mare în restul lumii, iar președintele Xi Jinping a declarat săptămâna trecută epidemia practic stabilită. Însă Europa a depășit Asia ca număr de decese cauzate de noul coronavirus, înregistrând cel puțin 3.421 de morți și milioane de persoane plasate într-o izolare generală. Europa devenind de acum epicentrul pandemiei, citează raportul Organizației Mondiale a Sănătății. Papa Francisc recomandă familiilor izolate să găsească împreună gesturi de tandrețe, precum o farfurie cu mâncare caldă, o mângâiere, o dezmierdare, un apel telefonic. Într-un interviu publicat de cotidianul La Repubblica, papa spune că trebuie să redescoperim caracterul concret al micilor lucruri, al micilor atenții față de apropiații noștri, părinții noștri, prietenii noștri. Și să înțelegem că în micile lucruri se află comoara noastră, a pledat el în acest interviu. El critică comunicarea adesea virtuală între membrii aceleiași familii și îndeamnă la o nouă apropiere și la ascultarea concretă a nevoilor fiecăruia. Adesea familiile acasă mănâncă împreună într-o mare tăcere, care totuși nu este fructul unei ascultări reciproce, ci legată de faptul că părinții se uită la televizor în timp ce mănâncă, iar copiii lor sunt pe mobil. Am spune niște călugări izolați unii de alții. Nu există nicio comunicare în asta, afirmă el. Papa Francisc a declarat că i-a cerut lui Dumnezeu să oprească epidemia. Doamne, oprește-o cu mâna ta! M-am rugat pentru asta, citează AFP. În timp ce Polonia este plasată în carantină, mii de oameni sar în ajutorul celor afectați de coronavirus. Cine sunt aceștia, vom afla după această scurtă pauză. În timp ce Polonia a fost plasată în carantină în încercarea de a stăvili propagarea coronavirusului, mii de polonezi s-au lansat în inițiative de întrajutorare. Mâncare gratuită, consultații psihologice și cursuri de limbi străine online pe gratis. Filip Zuleski, de 44 de ani, a lansat pe Facebook inițiativa Mâna Invizibilă. La început era un grup mic de întrajutorare psihologică între prieteni, pentru a nu se simți singuri și a ști cum să funcționeze pe timp de carantină. Însă în doar câteva zile, grupul a depășit 80.000 de persoane. Oamenii se oferă să facă cumpărături pentru persoanele care nu pot să iasă din casă, propun locuințe celor care trebuie să fie plasați în carantină, împrumută mașini celor care trebuie să se deplaseze. Alții se oferă să țină cursuri particulare copiilor care stau acasă, afirmă Zuleski, citat de AFP. Și atelierul de cursuri de gătit pentru copii din Varșovia, Micul Bucătar, prepară în fiecare zi 50 de litri de supă, distribuită gratuit persoanelor singure, în vârstă bolnave, fără resurse.
Atelierul livrează de asemenea în fiecare zi 25 de mese gratuite medicilor de la serviciul de urgență al unui spital din Varșovia, care lucrează adesea ore în șir, în mod foarte intensiv și adesea nu au timp să se gândească la mâncare, spune Iga Petrusinska, directorul atelierului Little Chef, micul bucătar. Papa Francisc s-a aventurat pe străzile pustii ale Romei pentru a se ruga la două altare pentru sfârșitul pandemiei de coronavirus, după ce Vaticanul a anunțat că celebrările liturgice din săptămâna Paștelui vor avea loc în premieră fără public, informează Reuters. Papa a părăsit Vaticanul neanunțat și s-a dus să se roage la Bazilica Santa Maria Maggiore. Apoi s-a îndreptat pe una dintre principalele străzi din Roma spre Biserica Sfântul Marcello, unde s-a rugat pentru sfârșitul pandemiei și pentru cei bolnavi, familiile acestora și sănătatea personalului sanitar și a lucrătorilor care au grijă de farmacii și de magazinele cu alimente, pe fondul unei carantine la nivel național. Vaticanul a anunțat că toate celebrările liturgice din săptămâna Paștelui vor avea loc fără prezența fizică a credincioșilor în piața Sfântul Petru, din cauza pandemiei de coronavirus, o măsură considerată fără precedent în vremurile moderne. Italia este cea mai afectată țară europeană. Bilanțul deceselor în urma pandemiei de coronavirus a crescut la 2978, iar numărul cazurilor confirmate a ajuns la 35.713, notează Reuters. Guvernul Greciei a decis să treacă peste capul Bisericii Ortodoxe și să interzică toate slujbele în biserici până la data de 30 martie, informează GreekReporter.com. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Twitter că guvernul suspendă toate operațiunile în toate lăcașurile religioase, indiferent de religie sau dogmă. Bisericile rămân deschise doar pentru rugăciuni individuale. Protejarea sănătății publice cere aceste decizii. Anterior, Sfântul Sinod, sub presiunea majorității partidelor politice pentru a lua măsuri radicale, a decis că, deși va reduce toate serviciile din timpul săptămânii, tot va efectua liturghii duminicale, timp de o oră, între 7 și 8 dimineața. Acest răspuns cu jumătate de inimă a dus la intervenția lui Mitsotakis, un caz rar în care statul a anulat biserica din Grecia. Sfântul Sinod a decis de asemenea să suspende toate căsătoriile și botezurile pentru următoarele câteva săptămâni. Înmormântările vor avea loc doar în prezența familiei decedatului. Biserica a îndemnat pe toată lumea, în special pe persoanele în vârstă și pe cele care aparțin grupurilor vulnerabile, să rămână în casele lor. Un restaurant Chick-fil-A din statul Washington a făcut un gest extraordinar prin binecuvântarea personalului medical de la spitalul Peace Health Southwest cu o masă gratuită. Suntem atât de recunoscători proprietarului John Dombrowski și echipei sale de la Chick-fil-A Cascade Park din Vancouver pentru livrarea și servirea a 1000 de mese pentru personalul care lucrează astăzi, a scris spitalul pe pagina sa de Facebook. Bunătatea voastră într-o perioadă atât de grea este apreciată mai mult decât vă imaginați. Muncitorii spitalului au spus că au apreciat gestul. Mulțumesc mult, Chick-fil-A, cu toții apreciem bunătatea voastră. A fost delicios și ne-a însuflețit ziua de muncă, a scris un lucrător al spitalului. Statul Washington are cele mai multe cazuri COVID-19, 1014 din țară. 55 de persoane au murit. Spitalul se pregătește pentru un aflux de noi cazuri, amânând pe termen nelimitat chirurgiile elective și a restricționat accesul vizitatorilor până când COVID-19 nu mai este considerat o amenințare pentru sănătatea publică. Într-o perioadă în care tuturor li se cere să rămână acasă, cei din prima linie depun o muncă grea pentru a ține pacienții în siguranță și pentru a opri virusul. Starul NBA, Steph Curry, și soția sa,
fac echipă cu o bancă locală de alimente pentru a oferi 1 milion de mese gratuite elevilor care nu mai sunt la școală din cauza pandemiei de coronavirus. Steph și Aisha Curry au declarat într-un videoclip pe social media că au simțit că trebuie să vină în ajutorul studenților, care sunt dependenți de mesele furnizate de districtul școlar Auckland Unified School District, care este închis până pe 5 aprilie. Aproximativ 18.000 de copii depind de districtul școlar pentru 2 mese pe zi. Cuplul a adus o contribuție prin Fundația Mănâncă, Învață, Joacă, către Banca Comunitară Județeană Alameda, pentru a ajuta să furnizeze mai mult de 1 milion de mese, pentru a se asigura că niciun copil din zonă nu se îngrijorează de unde va veni următoarea masă, în timp ce școlile sunt închise. Lumea se schimbă în fața ochilor noștri în ceea ce privește răspândirea coronavirusului și districtul școlar Auckland își închide ușile pentru viitorul apropiat, a spus Steph Curry. Deci vrem să intervenim în numele copiilor care se bazează pe serviciile lor zilnice și să încercăm să ajutăm în orice fel putem, citează ChristianHeadlines.com. Basketbalistul Steph Curry este cunoscut pentru credința sa creștină. Bio-ul său pe Twitter este credinciosul și face referire la versetul biblic din Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. La o zi după ce guvernatorul G.B. Pritzker a anunțat primul deces din statul Illinois de coronavirus, Departamentul de Sănătate Publică relevă 128 de cazuri noi. Aceasta aduce totalul statului la 288 de cazuri de COVID-19. Ca urmare a acestor noi politici, centrele pentru controlul și prevenirea bolilor au lansat noi linii directoare, prin care au cerut publicului să evite grupuri de mai mult de 10 persoane. Bisericile românești din Chicago se aliniază și ele acestor schimbări. Având în vedere restricțiile și incertitudinile legate de criza epidemiei de coronavirus, conducerea Bisericii Elim Romanian Pentecostal Church din Chicago, în colaborare cu toate departamentele de lucru, vor analiza săptămânal provocările și situațiile la zi, încercând să ia cele mai bune hotărâri în vederea protejării sănătății noastre a tuturor, prin prevenirea împrăștierii acestui virus în, prin comunitatea noastră, a declarat pastorul senior Cristian Ionescu. Pe toată durata acestei crize vă rugăm să nu uitați că Dumnezeu este suveran, că totul este îngăduit de El cu un scop și motive bine întemeiate și că, indiferent de circumstanțe și consecințe, poporul său este pregătit și trimis să-L reprezinte cu demnitate și să îndeplinească planul său măreț în lume. Se arată în postarea pastorului Ionescu pe site-ul bisericii elimro.com. Considerând pandemia generată de virusul corona și decizia guvernatorului statului Illinois, care limitează numărul participanților la un eveniment public de cel mult 49 de persoane, și Biserica Pentecostală Betania, păstorită de Luigi Mițoi, a hotărât restricționarea absolută a oricăror întâlniri și evenimente din cadrul bisericii. Până la data revenirii la programul obișnuit al bisericii, membrii sunt invitați să participe la serviciile divine online pe site-ul bethanynewsite.com și sunt încurajați să citească cel puțin câte un capitol pe zi din Biblie. Și Biserica Philadelphia Church of God, condusă de pastorul senior Florin Câmpean, anunță pe pagina de Facebook a bisericii că săptămâna care urmează vor fi suspendate toate repetițiile și activitățile. Biserica este deschisă pentru rugăciune doar joi. Deoarece situația este atât de fluidă, o să luăm decizii pe bază săptămânală și vă vom ține la curent. Mulțumim pentru înțelegere și cooperare, scrie pastorul Florin Câmpean. Pentru informații suplimentare puteți viziona site-ul bisericii fila.co sau pagina de Facebook Philadelphia Romanian Church Chicago. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne puteți urmări live pe rețeaua de socializare Facebook
pe canalele de televiziune RTN și Calgo și Alfa Omega TV. La revedere pe săptămâna viitoare!